Elevii și profesorii Colegiului Andronic Mătrescu din Rădăuți s-au arătat încântați și dorniți să participe și la ediția din acest an a campaniei umanitare Donează o jucărie, fă un copil să zâmbească. TV Rădăuți și-a propus să ajungă anul acesta la peste 3.000 de copii care nu l-au cunoscut niciodată pe Moș Crăciun. Anul acesta, pentru cel de-al cincilea an consecutiv, desfășurăm campania Donează o jucărie, fă un copil să zâmbească. Unii dintre voi poate ați auzit despre această campanie, colegii voștri cei mai mari de s-au implicat, pentru că timp de 5 ani noi ne-am făcut un parteneriat cu instituțiile școlare de tot județul Suceava și am demarat această campanie. În ce constă această campanie? Ne dorim să ajungem la peste 4.000 de copilași din tot județul cu dulciuri, cu rechizite, cu hăinuțe și cu alimente. Faceți campanie umanitare de Crăciun? Da. Și ați putea să-mi spuneți cât valorează un zâmbet? Jucării. O ciocolată? E voi vă faceți să zâmbiți o ciocolată? Nu. Nu. Nu neapărat. Dar știți că pentru ei ciocolată înseamnă un cadou de la Moș Crăciun? Voi vă cumpărați ciocolată chiar zilnic, aș putea spune. Nu-i așa? Ați fi dispus să renunțați la ciocolata într-o zi ca să faceți pe cineva să zâmbească? Da. Da. Și atunci eu cred că putem să dăm o ciocolată și poate chiar ceva mai mult, să facem un pachetel. Și dacă vreți să vă alăturați campaniei noastre, tot că putem să facem peste 4.000 de copii să zâmbească, doar pe simplu fapt că renunțăm la ciocolată. Vă alăturați nouă? Da! Da. Pe 14 decembrie, dacă vă doriți, puteți să donați absolut orice. Gândiți-vă că vorbim despre copilași cu vârsta cuprinsă între 2-3 ani, 17. Voi decideți cât donați, voi decideți pe cine veți ajutați și până la urmă e important să vreți, să zâmbiți și de restul ne ocupăm noi. Mulțumim frumos! Legat de cadouri, puteți să le aduceți cadouri de aici, la liceu, și noi să mergem să le luăm. Puteți să veniți cu noi la sediul de Rădăuți. Mai apoi, dacă doriți să ne ajutați și să sortăm cadourile, ar fi extraordinar. Poate chiar să veniți cu noi în momentul în care le ducem la copilași. Dar asta deja e în funcție de cât și cum vreți să vă implicați. Și e foarte important, dacă faceți pachetele, să le faceți așa, pentru pe categorie de vârstă, să treceți pe fiecare tungă. Pentru fată, pentru băiat și așa mai departe. Și foarte important să nu le amestecați foarte tare. Alimente la alimente, jucării și dulciuri. Da. Știți mai bine decât mine cum ar trebui să fie. Dacă nu aveți întrebări, vă așteptăm cu mare drag la TV Rădăuți cu cadourile și vă stăm la dispoziție cu absolut oricine. Ne găsiți și pe Facebook, pe Donează o Jucărie, avem și site,